Ministrul Fondurilor Europene a făcut anunțul oficial. Din data de 14 iunie va fi încărcată o nouă tranșă de bani pe cardurile alimentare. Timp de 11 zile toate cardurile vor fi încărcate, iar noua tranșă de bani va ajunge în timp util la cei peste 2 milioane de beneficiari eligibili. În anul 2024 vor mai fi acordate fără tranșa din luna iunie încă 3 tranșe de câte 250 de lei în august, octombrie și decembrie. Beneficiarii acestor carduri sociale sunt persoanele, copii și adulții încadrate în grade handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2000 de lei. Familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere, ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 de lei. Familiile monoparentale, ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 de lei. Familiile și perso persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul de incluziune, privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare. Pensionarii sistemului public de pensii, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2000 de lei, dar și persoanele fără adăpost, astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare. Astfel beneficiarii pot utiliza aceste carduri doar pentru alimente și mese calde.